Dragi prieteni, astăzi la Zona Ars, invitatul special este tânărul grafician Ruslan Roșca. Bună, Ruslan! Bună! Ruslan Roșca este originar din satul Orhei, Ruslan Roșca Orheianu, am putea spune, și mergând de la, cred că o să mergem de la acele origini, da? De unde vii, de la Orhei, pentru că aș vrea să aflu momentul în care tu ai plecat din Orhei și ai început activitatea în Chișinău, dar până atunci formarea, știi, primii 7 ani de acasă, cum a avut loc această transcedere din zona Orheiului în Chișinău? Primii pași în domeniul artelor plastice au fost la școala de pictură din Orhei. După aceasta, chiar la formarea mea a avut o mare influență copilăria, pe care am petrecut-o pe coasta Furceniului, Trebușeniului, Brăneștiului. Și în Butuceni, nu? Da, sigur. Chiar la prima intrare din Trebușeni, noi acolo ne opream la mica căsuță și după asta deja la toate rudele, ferișorii. Pe lângă asta e o zonă superbă, o zonă pitorească, poți să zici că e un sit de patrimoniu care cu siguranță inspiră orice suflet de artist prin meșteșugurile, prin acea arhitectură care este specifică locului și prin formațiunile de stânci. Le-am cutreierat, le-am chiar și în codrii Orheiului cu verișorii, cu fratele. Intram într-o peșteră, ieșeam în altă parte, adică intram în Furcenie, ieșeam în Brănești. Despre arhitectura de acolo chiar mi-e aproape. Toate elementele, toate simbolurile de pe case, de pe porți mi-au fost aproape, deoarece totodată și le-am deschis, le-am cutreierat, le-am și analizat, indiferent fiind copil, undeva aceste elemente au rămas. Undeva se depozitează. Sigur. Ei bine, iată că Ruslan Roșca a devenit orășan de capitală. Cum a avut această mutare, da? Pe alt teren? Deci... A fost complicat de la început pentru tine să te adaptezi? Nu. Chiar m-am adaptat foarte repede. După clasa 9 deja ne gândeam unde să plec mai departe. Un coleg a dat actele la colegiul Alexandru Plămădeală. Și mama zice, uite, este colegiul Alexandru Plămădeală și deci dacă ai făcut școala de pictură, ca o variantă ai putea să prelungești. Dar mai aveam încă o altă variantă, era colegiul coreografic. În aceeași școală unde am făcut și școala de pictură, era și clasă de dansuri. Așa. Adică 9 ani am făcut dansuri populare. Uite că Ruslan putea fi și un dansator. Putea fi, dar totuși artele plastice au luat o treaptă mai înaltă. Așa. Ceea ce deja la colegiul Alexandru Plămădeală am făcut cunoștință mai intens acestui domeniu sau mai intens al de a studia frumosul. Ceea ce deja pe parcurs, după ani, m-am format ca grafician, ca artist plastic. Cum ai decis tu să parcurgi această cale a artelor vizuale? O influență am avut chiar din primii ani de la școala de pictură, deoarece am primit o bază extraordinară și pe timpul ce trecea tot îndrăgeam aceste momente. Adică dacă mi se dădea o temă, profesorul cerea mai mult.
Așa. Adică mai mult decât era în program. Ai avut noroc de profesori? Da. În toate perioadele am avut chiar un noroc mare de profesori. Este bine așa o exigență pe de altă parte, nu? Pentru că ține minte mai mult profesorii care aveau cerințe mai mari, nu știu, și erau mai severi cumva. Da, este momentul ăsta la colegiu. Acolo aveam un număr cu mult mai mare de ore la desen, la pictură, la specialitate. Și asta pe noi ne făcea să lucrăm mai mult și totodată și colegii. Deci noi parțial cu unii colegi chiar ne întreceam. Cine mai bine desenează, cine mai bine pictează. Competiția. Da. Și acest moment pe noi ne-a făcut să evoluăm, să creștem și să scoatem noi idei mai mult din noi decât am putea. Uh-huh. Și uite, această pregătire, totuși o pregătire consider eu serioasă la Colegiul de Arte Alexandru Prămădeală, ca și la alte licee specializate și practic deja te formează, cumva te direcționează pe acest drum și e complicat, spre exemplu, să alegi un alt domeniu. Cum a fost pentru tine? Deci nu ai avut nu știu, ezitări în privința continuării studiilor la Academia și ulterior la Universitatea Pedagogică de Stat European? Nu. Pentru mine a fost aleasă această cale deja după clasa 9. După colegiu am zis că da, artele totuși sunt ale mele. Pe parcurs, chiar și după universitate, am încercat să lăs artele, să mă regăsesc în alt domeniu. De ce? De ce? Mai mult era pe plan financiar. Așa. Pentru că să faci artă în Republica Moldova totuși e un moment mai complicat. Uh-huh. E puțin susținut. Nu prea vedeai perspective. Da. Și plus la asta, cultul artistic la noi șchiopătează. Cultul artistic. Mi-a plăcut cum ai zis despre cult. Pare fi ceva foarte mistic și dedicat. Pentru că așa și este. Noi ori formăm această cultură artistică și estetică a frumosului în noi, ori nu. Un cult și o cultură sunt lucruri diferite, dar interesant că ai zis. Pentru mine e un cult. E totuși ceva misterios. Noi scoatem din noi ceva ce am trăit, ceva ce am studiat poate mai mult decât alții. Poate noi acele citite printre rânduri, nu chiar cele ce scrise. Pentru noi totuși tragem atenția cu mult mai mult la detalii decât cei din jurul care fac alte specialități. Ruslan, ce ai zice, spre exemplu, noi să facem o promenadă în această galerie împreună cu telespectatorii, să le vorbim despre lucrările tale? Eu te invit la o promenadă în cadrul expoziției tale personale. Sigur, cu plăcere și să studiem lucrările în detaliat. Hai să mergem! Aici pare a fi un bunker, iar pe de altă parte e și un beci, nu știu, mi-aduce aminte și de un beci. Iată și intrarea principală în această expoziție. Vreau să ne ghidez puțin, chiar de începând de la prima lucrare. Poți să ne vorbești despre lucrarea care vernisează, să zic, traseul nostru de promenadă. Lucrarea se numește Fiara cu cincinii. De fapt, al doilea nume ar fi autoportretul meu din 2021. Mai am unul din 2016, care este reprezentat un motan galben. Iar în 2021 m-am regăsit într-o fiară cu capul de cioară. Și îmbrăcat în vestimentație clasică. Eu mă gândesc că oare această pandemie te-a transformat din motan în această fiară, a avut vreun impact? Pentru că, bine, să zic, e o fiară care chiar strigă, are un țipăt unui corb
destul de fancy, aș zic eu. Aș zice eu, nu că clasic, dar glamuros, pe de o parte. Iar pe de altă parte, anume în această tehnică am observat că introduci și pe lângă alb și negru și alte tonalități. Da, deci această lucrare este una din altă serie care va avea 20 de lucrări. Care este titlul seriei? Titlul seriei încă nu l-am alcătuit. Așa. Sigur, asta va fi mai pe urmă. Dar materialul principal este plasticul gravat și cu câte o pată de culoare pastelată care va uni sau va da un contrast negru și alb. Și să zicem că personajul principal este această creatură, nu? În mare parte va fi figura umană. Așa. Dar o parte din corpul uman va prezenta o pasăre, un animal, chiar o insectă, o gâză. E bine, aici este o altă lucrare executată cu totul în altă tehnică și în altă nuanță mult mai transparentă și subtilă. Ai putea să vorbești despre aceste figuri? Această lucrare e făcută cu rulou. Uh-huh. Și adăugat tuș peniță. Deci în 2017 aveam un moment de a mă opri în mulțime și de a studia, de a observa mimicile, comportamentul trecătorilor. Asta ar fi trecători pentru că ei par a fi din altă epocă. Ei sunt trecători din epoca noastră. Așa. Dar e acel moment reprezentat cum o persoană cerșește și alții se uită doar și din viteză trec. Deci ăsta e un moment pe care l-am prins și cam dureros spațiul în care noi locuim. Oarecum fără chip și fără expresie, doar anumite siluete care se văd, am putea să mergem în acest spațiu îngust, unde este doar o lucrare. Doar o singură lucrare. De ce anume ea aici? E caleidoscop. Așa. Deci, noi în copilărie toți am avut această jucărică caleidoscop. Exact. Și acele sticluțe care colorate înăuntru, noi toți am făcut câte o compoziție pe care ni s-a întipărit. Deci, eu, caleidoscopul meu este alb-negru. Uh-huh. Îi permit privitorului să se uite și să-și caute, să-și amintească caleidoscopul copilăriei. Interesant. Interesantă abordare prin faptul că un caleidoscop poate fi nu numai atât de multicolor, dar sigur. Cineva ar putea vedea în aceste nuanțe. Întotdeauna îmi ziceam, chiar și vorbind de fotografie alb-negru, știi, atunci când se spune că este o limitare, invers, în această limitare poți să găsești o multitudine de umbre, de nuanțe, de griuri, de alburi. Sigur. Și de ce nu, poate fi și o astfel de caleidoscop în interpretarea lui Ruslan Roșca. Ruslan Roșca astăzi la Zona Ars ne vorbește despre grafică, despre activitatea sa de grafician, dar și despre activitatea didactică. Nu înainte de a ne povesti despre perioada de studiu la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, cum a fost, pentru că eu cunosc că deci la asemenea facultăți de artistice, practic este imposibil de a accesa o asemenea facultate fără o pregătire, fără ca să știi să ții crionul în mână, fără ca să știi, spre exemplu, din domeniul muzical, bazele, solfegiu, armonie. Deci e imposibil să vii după, practic e imposibil după o școală generală să accesezi o asemenea specialitate. Și cum a fost pentru tine perioada de studiu? Ceea ce mă interesează în special dacă din start ai ales grafica, pentru că aceasta este profilul tău artist.
Din start n-a fost aleasă grafica. Uh-huh. Înainte de asta eu l-am sunat pe fratele meu, pentru că înainte eu am studiat un an la Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice. Sigur... La ce specialitate? La design interior. Așa. După asta... Nu te-ai simțit comod în... Nu, erau niște momente așa, care nu le-am acceptat. Uh-huh. Eu totuși sunt un student lenos și caut căile cele mai ușoare. Interesant să recunoști acest lucru pentru un grafician care face cu asemenea minuțiozitate lucrările din spate pe care le urmăriți. Deci să zici că acesta este un lucru foarte migălos, dar este și o modestie. Și totuși sunt o persoană lenos. Așa. Dar caut acele momente ca să fac o lucrare mai rapid, dar caut metodele ușoare. Cum aș putea eu să scot expresia de a face minimum efort. Uh-huh. Ceea ce am făcut și la Universitatea Ion Creangă, Pedagogică de Stat. Care au fost profesorii care te-au marcat? Primul profesor totuși este Simeon Zamșa. Așa. Doamna Elena Caracențev, de la care am prins prima serie de lucrări cu cutie în tripulie, transparența culorilor tipografice. Sigur, și domnul Alexandru Iermurache. Artiști cunoscuți, afirmați în domeniu, graficieni, cred că o amprentă oarecare asupra stilului o putem revedea și în unele din lucrări expuse? Da, sigur. Uh-huh. Sunt niște momente, dar încă sunt în proces de lucru, de căutare, ca să mă regăsesc totuși pe mine. Ceea ce mă încântă pe mine, chiar când particip în cadrul expozițiilor sau a concursurilor de la noi, de la Brâncuș, totuși din artiști când se uit la lucrare, nici sala nu citesc că, da, sala expozițională. Deci spun deodată că e Roșca Ruslan și nu e domnul Simeon Zamșa sau doamna Elena Caracea. Adică acest moment mă face să muncesc mai departe. Îți dă curaj cumva, da. Faptul că lumea te recunoaște, stilul tău sau cumva ți-ai format o proprie discurs în domeniul dat. Dar vreau să vorbim și despre diversele tehnici de grafică și în special de gravură, și anume faptul că există o diversitate foarte mare în tehnicile de grafică și în cele de gravură. Deci dacă vorbim de la una dintre primele tehnici de xilogravură până la epoca contemporană unde se întâmplă diverse mixtiuni. Pentru tine a fost o diferență între ceea ce ai învățat, acele tehnici care le-ai desprins de la facultate și între cele care le practici acum? La facultate totuși mi-am dat interes mai mult tehnicilor de gravură. Ceea ce am să mă repet, nu am fost un student exemplar. Adică pentru mine era mai mult important tehnicile gravurii. Chiar le-am îndrăgit mai mult din modul de tehnologic cum ele se execută. Asta pe mine în momentul ăsta de la A până la Z tare m-a impresionat. Acum să fac așa o paralelă, practic mai mult foile grafici, ceea ce ține liber monotipia, plus o combinație cu penița și tuș. După asta, sigur, în pandemie n-am să fac acuatintă, o fort, lucru care cere să lucrez cu acizii într-un apartament închis, îți dai seama, nu e un loc excelent pentru aceste tehnici de gravură. Și mi-am ales pentru mine linogravura. Dar ca bază am folosit nu linoleum,
dar am folosit plastic. Acest teren al graficii, dar în speța gravurii, este unul foarte îngust, așa, o nișă în care aș putea zice că la noi, în Republica Moldova, avem foarte puțini artiști, puțini reprezentanți care practică și se dedică acestui gen. Cum te-ai decis tu să practici, să te dedici anume acestei practici? Aceste tehnici? Totuși, pe prima poziție am să pun acest moment că sunt puțini și de ce eu să nu fiu printre cei puțini. Așa, asta. Ești un șmecher. Ruslan, de ce nu? Într-adevăr, Ruslan Roșca este printre puținii graficieni din generația tânără, apropo, care a ales gravura și care în perioada recentă a avut și expoziții personale și mai multe premii în cadrul concursurilor Uniunii Artiștilor Plastici și a expozițiilor de noi tineretul creator, care au loc anual la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Și exact, cred că această decizie a ta, probabil că și cumva te-a făcut mai vizibil în rândul tinerilor. De altă parte, acest domeniu este nu atât de mult explorat, da, de tineri. Este o tehnică care are un fundament de secular, da? și puțini care au curajul chiar, de ce nu? Au curajul să se aventureze în acest domeniu, cum a fost pentru tine. Dacă prima am poziționat-o că sunt puțini artiști în domeniul graficii, a doua totuși jocul de a găsi armonia între negru și alb, ca pentru privitor să fie un moment privit leger, să nu distrugă privirea sau, uite, acest joc e un moment extraordinar, anume procesul de căutare. Aceste momente totuși au luat iarăși scara de sus, de ce nu? Plus la asta, sigur, e mai complicat cu clientela, dar am observat în timp că orice lucrare pe care eu o fac, ea oricum, peste un an, doi, poate a doua zi, își va găsi casa, peretele, colțul său. Asta deja este demonstrat. Și aici vorbim despre perete și despre colț unde lucrările își regăsesc locul lor. Avem chiar aici în spate poziționate aceste exemple. Suntem în interiorul unei galerii noi, am putea zice, galerii de arte, unde Ruslan a vernisat o expoziție personală și aș vrea, dacă toți suntem aici, să ne referim la acest perete din spatele nostru. Am înțeles că aceste cel puțin trei lucrări fac parte dintr-o serie. Da. Ai putea să îmi vorbești despre conceptul seriei respective, deci, și câte lucrări deja sunt în serie, dacă o mai continui? Sunt la moment patru lucrări în serie. O lucrare deja și-a găsit peretele la o expoziție pe care am avut-o la Drochia, la muzeul de artă de acolo. După asta sunt încă trei schițe, lucrări începute, dar stau în mapă din 2016. Eu din când în când le mai scot, mă uit la ele, nu-i văd sfârșitul lucrării și o pun înapoi. Zic, dragă, nu acum, nu ți-a venit rândul. Așa. Dar simt că în curând eu am să mă apuc de ele și în serie, în total, ele vor fi 15 lucrări. Care este conceptul seriei și de ce ai hotărât să le integrezi anume să mergi pe acest gen de serii de lucrări? Numim acum triptic că sunt trei. Totuși, tema este Contele Monte Cristo. Romanul, unul din preferatele mele,
este o istorie. Îl mai numesc un joc de șah. Totuși, jocul pe care el l-a format de la început, de la întâlnirea sa cu Napoleon și până la momentul de a ajunge Contele Monte Cristo, a fost o partidă extraordinară, eu aș spune. Deci, următoarea lucrare va fi pe acest moment reprezentat sub o formă de tablă de șah. Personajul principal e Cioara. Aceste simboluri pot fi regăsite în aceste compoziții cu ușurință și le vedem ca și majoritatea compozițiilor bicromatice, destul de minimaliste, cu unele inserțiuni de culoare, nu? Pe alocuri. Pe alocuri, da. Asta a fost prima lucrare. După asta titlul Evadare. Da. A fost prima lucrare care mi-a dus deja momentul de a crea mai departe ilustrațiile. Dar mai departe nu va fi culoare. Deci voi merge pe suprafețe întunecate, susținute sigur cu spațiu, cu aerul alb. Și deja texturile, momentele de trecere, de legare între ele. Cumva destul de lugubre, aș zice eu, aceste compoziții, dar și din titluri. Moartea vorbește, Evadare, cealaltă lucrare? Dialog la rece. Dialog la rece. Și ai zis și despre alte simboluri, precum este masca. Da, masca de doctor din timpuri. Aluzie la ceea că Dantes își pune o mască la care el prelungește istoria sa sub formatul de Monte Cristo. Și am atribuit acest moment fiind el un doctor care și-a lecuit istoria sa în viitor. Ruslan, ce ai zice, spre exemplu, noi să facem o promenadă în această galerie împreună cu telespectatorii, să le vorbim despre lucrările tale? Eu te invit la o promenadă în cadrul expoziției tale personale. Sigur, cu plăcere și să studiem lucrările în detaliat. Hai să mergem! Aș vrea să ne oprim, uite, la aceste două lucrări, în special lucrarea pe dreapta, cu un personaj tot semi-uman, semi-păsăresc, pentru că eventual vedem și o pupăză, probabil cu anumite referințe literare, dar ne vorbești tu despre această compoziție. Ei, cu referință la povestea lui Ion Creangă, Pupăza din Tei, dar din punctul de vedere... E o pupăză foarte noară, să zic, din copilărie, da. Foarte noar. E momentul că nu din punctul de vedere al lui Ion Creangă, dar din punctul de vedere a pupăzei. Îți dai seama ce stres a avut pasărea, s-a rămas la pasăre, când a furat-o din scorbura, din casa ei. Da, da, așa o hiperbolizare și în plus și o siluetă feminină. Da. Îți dai seama, vine cineva, te fură din casă. Cum te-ai simțit? Da, o abordare ironică, dar mai puțin ironică. Eu aș zice una destul de tragică, o tragedie. Da, pentru că așa și este. Ea poate în interpretarea lui Ion Creangă sună ceva vesel, ceva haios, o aventură, dar precis nu din punctul de vedere a pupăzei. Și acest bine, acest personaj, această eroină, da? O putem, acest simbol, o putem regăsi și în alte lucrări, mi se pare că am văzut, da. Și... Deci asta la noi e pupăza din Tei 2. Așa. În partea cealaltă, noi avem pupăza din Tei 1. De ce sunt două pupăze? Ele sunt trei. Așa. Uh-huh. Ele sunt trei. A treia nu e aici. Ce semnifică aceasta? Diverse faze?
Da. Așa. Deci ăsta e primul moment când pe pupăză a furat-o. Deci ea este legată de ochii lui Ion Creangă. În a doua, deja este acel moment când a ascuns-o pe pupăză. Și a treia lucrare deja îi în drum spre Olanda. Vreau să întreb în parametru temporar aceste lucrări, văd că a fost realizată această lucrare în 2018, celelalte se întâmplă să treacă, nu știu, un an, doi, pentru ca să realizeze o continuare? Da, da. Ele inițial... Cele trei pupuze în cât timp au fost? Doi ani. Așa. Adică trecerea dintr-un an în următorul. Uh-huh. Eu când încep o lucrare, mă gândesc ce aș poate să scot din ea. Un triptic, o serie din cinci lucrări sau mai mult. Deci mergi pe serii cumva. Da, merg pe serii, deoarece îmi permite ca dintr-o serie de 15 lucrări, de 20 de lucrări, să fac și o expoziție integră unde merge într-o linie, într-o cheie. Și altceva... După mine, pot să zic, din experiența mea, tot mie îmi place să dezvolt un concert pe parcursul unei perioade interogate, pentru că în această perioadă poți mai mult să cercetezi, mai mult cumva să te aprofundezi și să-ți găsești anumite repere, să găsești anumite noi suprafețe sau noi detalii cu care să poți lucra. Mai sunt și alte lucrări realizate în alte tehnici și aș vrea în special să ne oprim la această lucrare. Iarăși realizată în tehnica gravurii pe plastic. Tehnica despre care am vorbit mai înainte, care e cumva se plează pe perioada contemporană. Din punct de vedere tehnic, ce, nu știu, impedimente sau invers ți se pare mai comod această tehnică pentru tine? Este o tehnică pentru mine destul de comodă. Este un material pe care acum îl găsești la orice agenție de reclamă vizuală. Plus la asta e o adaptație a linogravurii. Deci dacă nu găsești un linoleum calitativ pentru o gravură pe linoleum, în locul ei sare în ajutor plasticul. De ce nu? Sunt expuse lucrări din diverse perioade, din 2018 până și în 2021, lucrări realizate recent. În această dimensiune, nu știu, cea mai... ai și din 2015 aici? Din 2015, nu, este din 2016. Din 2016, totuși 5 ani la dispoziție, da? Deci putem vedea în această expoziție diverse perioade de creație, cumva putem vedea diverse tehnici pe care tu le abordezi, dar tu cum te simți, deci, în această perioadă, cum te-a marcat această, poate, trecere sau dacă au fost aceste delimitări, da, între tehnici pe care le-ai abordat în cei 5 ani? Sigur că au fost momentul de a evolua. Ce evoluție? La început eram color, cu multă transparență. După aceasta am făcut o trecere la foile grafice care le avem noi în spate. După foile grafice m-am uitat, uite că eu mult fac tuș pe niță, cu rolou, zic, hai să mi-aduc aminte ce făceam la universitate și am dat-o în linogravură. Am văzut deja că sunt prea negru în vizual și în 2021 deja am combinat plasticogravura, adică petele mari de negru întrerupte cu textură și plus la asta o culoare ca să fac trecerea pe viitor, că vreau din nou să mă întorc la color. Mi-e dor de culoare. Deci aici aveam o tranziție eventual vizibilă și prin parcurgerea acestor simezi, unde de la o transparență vine un lucru destul de minuțios cu penița, ai trecut la o altă abordare tricolor, să zic, în trei, ai
început să adaug și culoare. Pe de altă parte, am putea să vorbim și despre alte formate, da? Despre alte formate de expunere. Cine este Cocoană Dreptate? Cocoană Dreptate este, de fapt, Coco Chanel. Așa. Să-i zic că... De ce te-a inspirat această femeie? Mie chiar îmi place ce ea a făcut, ce se ține după. Deci ea de fapt a făcut o epocă. A transformat vizualul feminin invers. Adică a dat un vizual cum partea masculină nu și-a dat seama că ele pot să fie uite așa și nu așa. Dar de ce așa, dar nu așa. Deci... De ce este cu mască? Nu este cu mască. Este, de fapt, rața mandarin de genul masculin. Adică ea a avut caracterul ăsta. Deci aceleași creaturi cumva... Nu știu să zic androgini, ca să zic pupăză cu corp de femeie, continuă și sigur, în aceste compoziții. Sigur. Și aș vrea să, probabil, să încheiem cu această, să ne oprim și să încheiem cu această lucrare, cu titlul Malori de Prud. Mi se pare foarte simbolică și în contextul în care am privit recent filmul Luciei Tăut, Malori, mi se pare că am putea să ne referim la aceste conexiuni și, de fapt, felul în care te-a marcat în această situație ce ține de maluri. Ce înseamnă malurile de prut pentru Ruslan Roșca? În primul rând, lucrarea este făcută chiar pentru evenimentul de 100 de ani de la Unire. Era făcută pentru expoziția Noi Tineretul Creator, unde și-a luat și un premiu. După această lucrare a plecat mai departe la București, la alte expoziții. Dar, de ce te interesează pe tine tema aceasta? Cum ai ajuns la o asemenea tratare? Bine, în sens de tematică vorbesc. Eu aș spune că această lucrare a fost executată tehnic foarte, foarte repede. Merge vorba de ore. Deci a fost, nu că m-am gândit că eu am vrut să fac ceva sau pur și simplu am dat cu rulou sau niște treceri cu penița. Nu. Ea deja era gata, eu o vedeam gata. Eu pur și simplu nu m-am executat-o. Aici nu că m-am gândit care este... Deci nu întotdeauna vii de la concia spre realizare, dar câteodată și invers, de la realizare spre sigur. Cumva în o formare a acesteia într-un concert sau un titlu. Experimentez diverse mișcări, gesticulații și după care le lași să fiarbă și zici, aha, deci asta pare fi maluri și aia la altă pare fi. Da. Okay. Acum noi toți ne-am complicat că de ce e o țară, e altă țară, că vorbim aceeași limbă și într-adevăr, e aceeași limbă. Pur și simplu, unii numesc moldovenească și alții o numesc română. Dar e aceeași limbă. Are o bază. Noi stăm pe o bază. Și acest moment pe care mulți o evită sau nu vor să perceapă acest moment, că totuși noi toți stăm pe o bază. Vreau să te întreb în legătură cu activitatea ta de grafician, pentru că și eu am avut o perioadă, cred că am început de la grafică, după care, pentru că era și mai simplu în aceste tabere de creație, fiind încă la liceu, deci să nu mă complic cu uleiuri și în primul rând era și costisitor, după care totuși această tehnică a uleiilor și mirosul și pânza m-a cucerit și după 10-15 ani, pot să zic că acum în pandemie am revenit la grafică,
puțin personal eu, dar asta iarăși reșind din această autoizolare și cumva minimalizarea unor resurse. Dacă ai avut tu perioade unde, spre exemplu, te-ai detașat de la grafică și te-ai întors înapoi. Am mai avut așa întrebări, dar de ce nu faci pictură totuși, e mai bine vândută? Sau zic, nu, eu fac grafică și gravură, eu aici gândesc, dar când fac pictură, eu mă odihnesc. Deci acolo eu pot să fiu liber, să fac, să nu mă gândesc și să mă ducă pe mine mâna sau gândul, aerul și să fac orice. Dar dacă vreau să fac ceva pentru mine, totuși e mai aproape grafica. Cred că ultimul subiect pe care o să-l atingem este activitatea ta didactică, pentru că de curând ai început să activezi în cadrul Universității Pedagogice Ion Creancă. Cum e pentru tine, care ești de asemenea încă un artist tânăr, care, apropo, recent de asemenea a intrat în calitate de membru a Uniunii Artiștilor Plastici, te-ai învednicit și cu un atelier la această vârstă destul de junie, cum e să interacționezi cu alte generații și această activitate didactică, dacă te simți în ea comod, deci care sunt primele impresii ale tale? Mă simt foarte comod. Așa. Într-adevăr, e foarte comod să le dau chiar din acele puține cunoștințe pe care le am, dar totuși vreau să le dau studenților acele momente care poate să ajute pe dânsii în afara universității, nu înăuntru, în cadrul universității. Totuși, și care ar fi acele? Totuși, momentul de cum ar putea gândi și a executa un oarecare lucru sau moment pe care poate să-i ajute în viitor. Adică momentul de a folosi eficient timpul și resursele sale. Un fel de management. Ceva de genul, dar totodată creativ. Cum n-ai dat, noi ieșim profesioniști și noi trebuie să dăm un produs calitativ clienților noștri. Și această activitate didactică, cumva simți că te-ar reprezenta și ai mai activa aici, în Republica Moldova, pentru că ne dăm seama că este destul de complicat. Ce perspective ai vedea tu pentru a rămâne aici și de a activa în continuare în calitate de artist? Deci, pentru mine de a activa ca profesor, totuși e ceva aparte. Despre acest moment mai mult îl fac pentru mine sau cum fac grafică pentru sufletul meu. Deci, ceea ce ține de partea financiară, da, nu e mare, dar dacă stai numai pe un loc, sigur nu o să ai nimic. Deci, de aceea eu lucrez pe mai multe compartimente. Ceea ce mă îndeplinesc pe mine și totodată mă formează pentru un viitor, pentru a scoate alte lucrări noi. Eu îți doresc mult succes și îți mulțumesc mult pentru această discuție de astăzi și această frumoasă promenadă. Vă mulțumesc pentru invitație.